crezi fulgere tare, fară de foc. Iubiți credincioși, viețile sfinților sunt de fapt o scriere din nou a Evangheliei. Dar nu cu cerneală, ci cu sânge. Este admirabilă această îndârjire, această rezistență extraordinară în fața tuturor amenințărilor împăraților păgâni. Și mai grozavă este, iubiți credincioși, refuzul tuturor ofertelor pe care împărații păgâni le făceau celor ce aveau inima înviorisită lui Dumnezeu. Au refuzat și banii mulți pe care aceștia încercau, cu care aceștia încercau să-i momească. Au refuzat și rangurile înalte pe care aceștia le promiteau. Au refuzat și schimbările de poziție ierarhică cu care aceștia încercau să-i corupă de la credința lor. Dar oare, iubiți credincioși, v-ați pus vreodată întrebarea, de ce noi în fața morții facem șoc? De ce noi în fața morții, iubiți credincioși, facem panică? Sau facem deprimare și depresie? Pentru că ne gândim că ne vom despărți de lumea aceasta cu toate florile și formele ei frumoase. Că ne despărțim de cei dragi. Oare de ce, iubiți credincioși, mucenicii și sfinții lui Dumnezeu nu aveau frică de moarte? De ce oare ei, iubiți credincioși, căutau această plecare din lumea aceasta pustită de sfințenie și de dumnezeire și vreau să meargă într-un loc unde sfințenia este la ea acasă și veșnic? Răspunsul este unul singur, iubiți credincioși. Ei le se puteau pe toate gunoaie. În afară de Hristos, toate sunt gunoaie. Așa le simțeau. De-abia așteptau, iubiți credincioși, să se despartă sufletul de trup. De-abia așteptau clipa aceea fericită când va plana pe capul lor cununa muceniciei, cununa sfințeniei. Iată de ce ei nu se speriau, pentru că de-abia așteptau să se întâlnească cu sfinții calendarelor. De-abia așteptau să se întâlnească cu sfinții icoanelor. De-abia așteptau să se întâlnească cu sfinții sinaxarelor. De-abia așteptau să se întâlnească cu minunații îngeri, cu preacurata Fecioara Maria, pe care unii dintre sectanți o consideră o simplă femeie, să le fie rușine. Și spun că nu există, zice în jos, în Sfânta Scriptură, cuvântul Maica lui Dumnezeu. Spun aceasta pentru că cineva de aici din biserică îi contestă Sfințirea Maicii Domnului și consideră o singură femeie. Știe cine. Și am să spun, iubiți credincioși, iată, la Ioan, capitolul, să ia cartea să citească Biblia acea persoană și să vadă, iubiți credincioși, cum Maica Domnului este vizitată de Arhanghelul Gabriel. Îi se arată în chip real. Arhanghelul Gabriel și are, iubiți credincioși, un dialog tainic cu Maica Domnului. Și uitați ce zice. Și a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Dar nu, mai înainte. La Ioan, la Luca, capitolul 1, versetul 28. Și intrând îngerul la ea, a zis, bucur-te ceea ce ești plină de har. Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine. Ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, că ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și se va chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt. Se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger, fiți atenți, cum va fi aceasta, adică cum voi rămâne însărcinată, de vreme ce eu nu știu de bărbat. Deci, iată, nu este o simplă femeie, zămislirea ei nu e de a bărbat.
Și zice în continuare, și spunzând, răspunzând îngerul, a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Deci ia să mi zic la Duhul Sfânt. Nu este o simplă femeie. Este Teotokos. Este născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște în tine, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, trec peste episodul acesta, și ajungând la momentul când Maica Domnului se întâlnește cu Sfânta Elisabeta, și când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei, cine-i pruncul? Sfântul Ioan Botezătorul. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Deci întâlnirea cu Maica Domnului a umplut-o pe Sfânta Elisabeta de Duhul Sfânt. Era purtătoare de Duhul Sfânt, era nevmatomacă, adică purta în ea pe Duhul Sfânt, purtătoare de Duhul Sfânt. Și auziți, și cu glas mare a strigat și a zis Elisabeta, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și acum atenție, și persoana respectivă să fie atentă, care contestă care exista cuvântul Maica lui Dumnezeu în Biblie. Nu există nicăieri un loc unde să-i spună cineva lui Maica Domnului, să-i spună Maica Domnului. Și auziți? Și de unde mie aceasta să vină în mine Maica Domnului meu? Deci, Luca, capitolul 1, versetul 43. Vă rog să verificați persoane care contestă.